Istoricii trag un semnal de alarmă cu privire la ce se poate întâmpla în România în cazul în care Călin Georgescu ajunge la Cotroceni. Ideologiile extremiste au provocat în trecut răni adânci țării noastre, specialiștii catalogând acea perioadă ca fiind una dintre cele mai întunecate din istoria contemporană a țării. Un stat în care un partid deține monopolul asupra tuturor activităților politice. Aceasta este definiția unui regim totalitar. O guvernare caracterizată prin controlul total al statului asupra tuturor aspectelor vieții economice, sociale, culturale și politice, adesea asociat cu ideologiile extremiste. România a început din nou să audă despre aceste lucruri și să recitească definițiile după turul întâi al alegerilor prezidențiale. Apoi unii dintre ei au ieșit în stradă cu sloganuri din aceste definiții înscrise pe panouri de protest. Au fost vremuri în care omul n-a mai contat, a contat ideologia și în care libertatea umană a fost pusă în paranteze și ceea ce a contat a fost voința politică a puterii, voința statului. Aceste regimuri au încercat să înregimenteze omul, ăsta e cuvântul cel mai potrivit, în proiectul lor politic. România a trecut deja prin acest tip de regim timp de aproape 5 decenii, perioadă marcată de lipsuri și îngrădiri ale drepturilor cetățenești. Ororile pe care le-au produs dictaturile în România a secolului 20, dictatura carlistă, dictatura legionară, dictatura antonișteană și dictatura comunistă, nu? Cu toate au arătat ce înseamnă sfârșitul democrației și când România o ia pe drumul demonilor totalitari, de dreapta sau de stânga, pentru că împreună cei doi au schimonosit, ca să folosesc acest cuvânt, România secolului 20. Destul de dificilă pentru oamenii care au trăit atunci. Istoricii vin acum și trag un semnal de alarmă. Suferință și moarte pentru mulți, mulți români. Acest lucru s-a întâmplat atât în perioada lui Carol al Doilea, în perioada legionară și apărăscială și mai ales în perioada comunistă. Au astăzi adepți în societatea românească, asta este și vina noastră a istoricilor, pentru că n-am știut să arătăm, spuneam și mai înainte, adevărata față acestor regimuri politice. A creat cumva un îndemn de a avea grijă să nu repetăm istoria. Comunismul în România a durat aproximativ 42 de ani, de la finalul celui de-al doilea război mondial până la Revoluția din 1989.